Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial în care o să vorbesc despre două aplicații cu ajutorul cărora puteți să vă micșorați consumul de memorie RAM. Am făcut în ultimul timp mai multe videoclipuri despre optimizarea consumului PC-ului dumneavoastră, veți găsi două dintre aceste videoclipuri la finalul acestuia, însă astăzi, așa cum vă spuneam, vreau să vă prezint două aplicații cu ajutorul cărora puteți să reduceți în mod automat, fără să faceți nicio setare, consumul de memorie RAM, urmând ca mâine să fac un alt videotutorial despre o altă aplicație, pentru că nu pot să le prezint pe toate trei, mai ales că această aplicație pe care o voi prezenta mâine are și alte facilități, în afara faptului că vă poate reduce consumul de memorie RAM. Haideți să vedem cât de utile și eficiente sunt aceste două aplicații pe care le voi prezenta. Veți găsi și dumneavoastră linkul în descriere pentru a putea să le descărcați. Le voi descărca și eu foarte rapid. Una dintre aceste aplicații am mai prezentat-o și este o aplicație portabilă, dar o voi prezenta pentru că este foarte eficientă. Voi apăsa butonul download pentru a descărca Memory Reduct, o aplicație pe care o folosesc foarte des și veți vedea imediat rezultatele pe care le pot obține cu această aplicație. Voi da aici un alt nume și voi instala prima aplicație. Voi dezarhiva această arhivă și voi vedea și cealaltă aplicație pentru a putea să le prezentăm așa cum v-am spus pe amândouă. Haideți mai întâi să vedem care este consumul de memorie RAM la momentul acesta. În momentul în care aș deschide o aplicație consumatoare de memorie RAM sau un joc care folosește foarte multă memorie RAM, aș avea la dispoziție doar 65% din totalul memoriei RAM de care eu dispun la acest moment sau de fapt de care dispune PC-ul meu. Haideți să punem la treabă prima aplicație să vedem care este efectul. Voi da aici Clear Memory și voi vedea aici într-adevăr dacă această memorie este optimizată și am ajuns la un consum de 22% dintr-un consum de 35%. Așadar, am oferit către aplicația pe care dorim să o utilizăm sau către joc un plus de memorie pentru că ați văzut și dumneavoastră consumul la acest moment nu mai este 35, este 22. Bun, în felul acesta puteți să dispuneți de mai multe memorie RAM fără să atașați o altă plăcuță de memorie RAM, bineînțeles. Haideți să vedem și cea de-a doua aplicație, dacă mai poate scădea într-un fel consumul acestei memorii sau dacă ne ajunge această aplicație. Eu vreau să faceți dumneavoastră alegerea dintre această aplicație Reduce Memory și cea pe care o voi prezenta acum, să vedeți care este mai eficientă. Aici trebuie să alegeți în funcție de sistemul dumneavoastră de operare, dacă este pe 32 sau pe 64 bit. Eu voi alege pe 64 și voi vedea dacă, așa cum v-am spus, această aplicație poate să-mi ducă consumul și mai jos de atât. Voi da OK. M-a întrebat dacă sunt sigur că vreau să optimizez memoria RAM. Voi închide această fereastră. Ați văzut că niciuna dintre aceste aplicații nu se instalează, deci sunt portabile. Am închis această aplicație, o voi închide și pe aceasta și voi vedea dacă într-adevăr memoria mea RAM poate fi optimizată și mai mult de atât. Și, surpriză, de la un consum de 35% am ajuns la un consum de 13% prin utilizarea acestor două aplicații. Eu nu vă recomand să le folosiți pe amândouă, vă recomand să le încercați pe amândouă și care are cel mai bun randament să o utilizați din când în când. Deci, în momentul în care dumneavoastră deschideți foarte multe aplicații, în momentul în care deschideți browsere, în momentul în care vă jucați, o anumită parte din memoria RAM rămâne blocată și o altă aplicație nu mai poate folosi. Ei bine, aceste aplicații deblochează acea memorie RAM pentru a o pune din nou în circulație, pentru a o pune la dispoziția diferitelor aplicații sau diferitelor jocuri pe care dumneavoastră doriți să le utilizați. De la un consum de 35% la un consum de 13%, eu zic că e o diferență destul de mare și aveți la dispoziție, după cum v-ați dat seama, mai multă memorie RAM pentru acele aplicații consumatoare fără să adăugați o altă plăcuță de RAM. Așadar, vă invit să testați aceste două aplicații și de asemenea să urmăriți și videoclipul pe care îl voi prezenta mâine și dacă v-a fost de folos, lăsați și dumneavoastră un comentariu. De asemenea, apăsați butonul de like, distribuiți acest video, abonați-vă și dacă v-ați abonat, nu uitați să apăsați și clopoțelul de notificări. Doar în felul acesta veți ști când încarc un nou videoclip pe acest canal.